Din cei 9 pretendenți la fotoliul de primar al municipiului Zalău, au rămas în cursă 8 candidați după ce, în cursul săptămânii trecute, candidatura independentului Radu Traian Ember a fost respinsă. Biroul electoral de circumscripție Zalău a respins această candidatură pe motiv că nu a depus la dosar numărul de 500 de semnături, care era numărul minim necesar pentru a-i se valida candidatura. Reamintim că Radu Traian Ember s-a înscris în cursa electorală drept candidat independent. Astfel, din cei 9 candidați la primăria municipiului Zalău, în cursa pentru fotoliul de primar au rămas doar 8. Este vorba despre Gheorghe Stanciu, Ionel Ciunt, Mircea Abrudan, Faza Caș Nicolae, Dorel Labo, Radu Căpâlnașiu, Mirel Talos și Cristian Lungu.